Aici nu este un dispozitiv de pază și de ordine publică, aici este o demonstrație de slugărnicie și de pupincurism a șefilor jandarmeriei române la adresa dictaturii criminale a lui Vladimir Putin, care comite în momentul de față genocid în Ucraina. Da? Șefii jandarmeriei române probabil că sunt de acord cu acest genocid. Probabil că în creierul lor de fost securiști, fesenisto-pedeseriști, e în regulă ce face Putin. Și probabil că de aia și-au trimis soldăței să păzească minciunile dictatorului dement de la Kremlin. Ce poziți aici? Minciunile lui Putin? Asta e serviciul. Nu ne băgăm în politică. Este secret de serviciu, nu puteți. Nu este secret de serviciu, este ambasada și dumneavoastră este ambasada Rusiei. Da? Deci nu trebuie să... Jandarmeria română păzește minciunile lui Putin. V-am spus, nu intrăm în politică și nu facem politică. Am sunt niște garduri aici care nu erau înainte. Asta s-au dat tot de noi executăm. Am înțeles. Bine, o zi bună. O zi bună. Total aiurea. Stau jandarmii ăștia ca proști aici în frică, ca să ce? Ca să ce? Ca să nu deranjeze cineva minciunile lui Putin, oameni buni. Asta este absolut incredibil. Probabil că suntem singura, nu probabil, cu siguranță, suntem singura țară membră NATO în care autoritățile statului expun un asemenea monument de slugărnicie, da? De slugărnicie față de Rusia, față de dictatura lui Putin. Despre asta este vorba, oameni buni. Putin a inventat, așa zise, crime din Donbass, la fel cum a inventat și nazismul, ca să justifice invazia sângeroasă. Și prezintă aceste minciuni, oameni buni, la drumul mare, ele fiind păzite cu garduri și cu dispozitive de jandarmeria română, plătită din bani publici, ca să păzească minciunile lui Putin. Legea jandarmeriei prevede că jandarmeria legitimează persoanele numai în situația în care acestea săvârșesc contravenții sau se pregătesc să săvârșească contravenții. Da? Dumneavoastră aveți punctul de pază la ambasada Rusiei. Fiind, aici e domeniul public, pot să filmez. Am înțeles. Doar vreau să știu. Însă și inițiativa de a veni să încercați să mă intimidați, nu vă intimidez. Este în afara legii. Nu vă intimidez, domnule. Am înțeles. Doar v-am să știm și noi cu cine stăm de vorbă. Dar ce poziți aici? Minciunile lui Putin? Asta e serviciul. Nu ne băgăm în politică. Este secret de serviciu. Ambasada Canadei este lângă ambasada Rusiei. Nu vedeți niciun dispozitiv de fază, nimic. Nimic. Vedeți? O clădire ca oricare alta. E, dar când e vorba de Federația Rusă și de minciunile lui Putin, da, uitați-vă jandarmeria cum îi păzește. Nu? Da, uitați. Ce fază au instalat aici. Inutil. Cum păzește jandarmeria română minciunile lui Putin.
jandarmeria română apără minciunile lui Putin. Dacă vedeți, uitați-vă ce garb au pus în jurul ambasadei, pe toată lungimea trotuarului. Spune-ți. 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 Fiind, aici e domeniul public, pot să filmez. Am înțeles. Doar vreau să știu. Însă și inițiativa de a veni să încercați să mă intimidați. Nu vă intimidez. Este în afara legii. Nu vă intimidez, domnul. Am înțeles. Doar v-am să știm și noi cu cine stăm de vorbă. Dar ce poziți aici? Minciunile lui Putin? Asta e serviciul nostru. Nu ne băgăm în politică. Este secret de serviciu, nu puteți. Nu este secret de serviciu, este ambasada și dumneavoastră este ambasada Rusiei. Da? Deci nu că jandarmeria română păzește minciunile lui Putin. V-am spus. Nu intrăm în politică și nu facem politică. Am sunt niște garduri aici care nu erau înainte. Așa s-au dat tot de noi executăm. Am înțeles. Bine, o zi bună. O zi bună. Da, ați văzut ce grijulii sunt jandarmii. Nu care cumva să tulbure cineva, domne. Liniștea. Ce păzești jandarmii, de fapt, dragi prieteni? Haideți să vă arăt cu gardul ăsta imens, da? Ei păzesc minciunile lui Putin. Acolo sunt minciunile lui Putin, o să vi le arăt. Asta păzesc jandarmi. Ei păzesc, oameni buni, acest panou unde ambasada Rusiei a pus minciuni despre războiul din Ucraina. Și păzesc minciunile lui Putin, nu care cumva cineva revoltat de aceste minciuni să facă ceva cu acest dispozitiv de securitate. Bineînțeles, pe nimeni nu interesează minciunile lui Putin, dar jandarmeria le păzește, oameni buni. Uitați-vă cum au pus garduri. Aceste garduri nu erau în mod normal, e trotuare, domeniu public, la distanță, nu care cumva cineva să se apropie de sediul ambasadei. Sediul ambasadei ruse e foarte aproape de sediul Partidului Social Democrat. Acolo e sediul PSD. Asta știți. Apar și civilii care se plimbă brusc pe aici. N-avea niciun drept acel jandar să vină la mine să-și părăsească postul, ca să vedeți cât de slugarnic sunt. E domeniu public aici, așa am tot dreptul să filmez. Verifică wall-ul civil. Destinul a făcut, dragi prieteni, să fie această atmosferă de iarnă, astăzi când filmez. O să vedeți de ce, o să mergem acolo, în fața minciunilor lui Putin, pozite de jandarmeria română, ca să vă explic câteva lucruri foarte importante.
Rușii n-au nicio problemă să folosească copiii bolnavi pentru minciunile lor. De altfel, au scos copiii dintr-un spital de copii bolnavi de cancer în formă terminală, i-au scos în curte, în zăpadă, pentru a face litera Z, simbolul agresiunii dictatorului Putin, în curtea spitalului. Faptul că într-o țară membră NATO, într-o țară împotriva căreia Rusia a desfășurat ostilități din zona războiului hibrid foarte agresive, se permite o astfel de propagandă, este o sfidare, oameni buni. Deci este o sfidare la adresa României. Faptul că jandarmeria română păzește minciunile lui Putin, e, asta este un subiect important de discuție. Salutare, dragi prieteni, suntem în fața ambasadei Rusiei, unde jandarmeria română, cu acest dispozitiv de securitate pe care le vedeți aici, garduri, o grămadă de angajați, apără minciunile lui Putin. Asta apără, oameni buni. Aici, acest gard n-a fost niciodată în fața ambasadei Rusiei. De când a izbucnit conflictul din Ucraina și de când ambasadorul Rusiei, care este un individ foarte dubios, trebuia expulzat din România de mult, din pricina acțiunilor ostile statului român pe care le desfășoară, coordonate de la ambasada Rusiei, a pus acolo pe acel panou niște minciuni legate de războiul din Ucraina, jandarmeria a fost trimisă de către șefii jandarmeriei, unii dintre ei foști ofițeri de securitate, dragi prieteni, este foarte important acest aspect, jandarmeria română a fost trimisă să apere minciunile lui Putin, nu știm de cine, că n-are nimeni treabă cu minciunile lui Putin, lumea știe cum stă treaba în România. Hai să mergem mai aproape de panou, o să vă arăt și imagini, da? Jandarmeria română, este foarte important, dragi prieteni, această stare de fapt pe care o vedem aici, are foarte multe legături cu motivele pentru care România, dintre toate țările fostului bloc comunist, este cea mai vulnerabilă în fața agresiunilor Rusiei. Pentru că România nu s-a făcut lustrație, da, spuneți. Ah, mulțumesc. Pentru că în România nu s-a făcut lustrație, dragi prieteni, și pentru că în România a fost a securitate ceaușistă, acea parte a ei care a fost de acord cu tovarășul Iliescu, omul KGB-ului, a fost reeșapată în jandarmerie. Nu vă imaginați cât de grav este, dragi prieteni, că România are o astfel de instituție nereformată. Nu vă imaginați, dragi prieteni, cât de grav este că România are un șef de serviciu secret, șeful Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu, care provine din fosta jandarmerie. În 1989, în 27 decembrie, imediat după ce Iliescu l-a asasinat pe Nicolae Ceaușescu, Iliescu venea cu Petre Roman aici, la ambasada URSS-ului. Și discutau cum să anexeze România la interesele Moscovei. Sigur, tavarii și Iliescu nu știa că urmează să cadă Uniunea Sovietică, moment considerat de către dictatorul criminal de la Kremlin ca fiind cel mai grav moment din istoria Rusiei. Da? Tovarășul Putin, care este
autorul genocidului de astăzi din Ucraina și propaganda căruia este expusă aici. Minciunile lui Putin pozite de jandarmeria română. Dacă vrem să știm adevărul despre Putin, dragi prieteni, am adus cu mine, că tot a venit iarna, am adus cu mine din nou cartea lui Gary Kasparov, Vine iarna. Haideți să vă citesc un pasaj din această carte, ca să știți pe cine păzește jandarmeria română, fără să fie necesar, numai și numai pentru că jandarmeria este o instituție plină cu fost securiști, mulți dintre ei rusofili, unii dintre ei probabil legați în cine știe ce moduri de dictatura de la Moscova. Este foarte important acest aspect. Aceeași instituție care astăzi păzește minciunile lui Putin timp de un an și jumătate, de fapt aproape 2 ani, din luna mai 2020 până astăzi, când s-a încheiat starea de alertă privind pandemia, aceeași instituție a protejat sistematic în spațiu public gruparea extremistă rusofilă AUR, care aproape în fiecare zi a comis infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, a organizat adunări ilegale cu unicul scop de a destabiliza România, probabil coordonați de aici, de la ambasada Rusiei, și jandarmeria română nu a luat măsuri împotriva lor, oameni buni. Li s-a permis să comită infracțiuni și contravenții zi de zi în stare de alertă. Și n-au luat nicio măsură. Ieri, senatoarea făcută de către AUR, senatoare Diana Șoșoacă, cu demență, făcea nu știu ce întâlnire prin Piața Victoriei, unde făcea propaganda Rusiei. De ce se întâmplă aceste lucruri? E simplu. Pentru că jandarmeria română este o instituție care n-ar fi trebuit să existe într-o țară membră NATO, într-o țară membră a Uniunii Europene, la 30 de ani de la căderea comunismului. Pentru că jandarmeria română este o relicvă a regimului comunist de sorginte sovietică, este fosta securitate reeșapată în anii 90, nu oricum. Pentru că Ceaușescu, la un moment dat, după ce Rusia a invadat Cehoslovacia și regimul lui Ceaușescu s-a opus, Ceaușescu a încercat să facă oarecare distanțare de Moscova. În momentul 1989, când Ion Iliescu a fost trimis de către Moscova să-l asasineze pe Nicolae Ceaușescu, cei care au fost anti-Rusia în Sistemul Național de Apărare și de Securitate au fost îndepărtați și chiar asasinați. Vă reamintesc asasinatul comis împotriva colonelului Trosca, cel care a condus o divizie anti-KGB în interiorul armatei române. Cine a rămas în sistem, oameni buni, și cu ei s-a făcut jandarmeria română din fosta securitate? Au rămas în sistem oamenii lui Ion Iliescu, care în 27 decembrie se întâlnea aici la ambasada URSS-ului pe atunci cu Evgeni Teajelnikov și discutau cum să anexeze România intereselor Rusiei. Deci au rămas în sistemul de ordine publică și de siguranță națională în anii 90 cei atașați grupării rusofile a lui Iliescu. Și jandarmeria română este o instituție care n-a fost deloc reformată. După intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană, mai ales după intrarea în NATO, armata română, serviciile secrete au fost reformate pentru că făceau parte dintr-un sistem de securitate care știa foarte bine cine este Rusia și cu ce se ocupă serviciile secrete. Jandarmeria română a rămas o instituție de ordine publică, în esență bătăușii politicienilor PSD, și a rămas profund atașată intereselor Rusiei. Din acest motiv, jandarmeria nu a luat măsuri pe toată perioada pandemiei împotriva grupării rusofile AUR, coordonată de aici, de la ambasada Rusiei, care s-a ocupat în toată această perioadă numai să destabilizeze România și să facă cât mai multă propaganda anti-NATO și propaganda anti-occidentală. Aici sunt minciunile lui Putin, prin care încearcă dictatorul dezaxat de la Moscova să justifice genocidul din Ucraina. Aici este adevărul despre acest dictator. Adevărul spus de către multiplu campion la șah al fostei Uniuni Sovietice, al Rusiei, Gary Kasparov, care s-a implicat și în politică. Cartea aceasta, Vine iarna, ar trebui citită de către toți românii pentru ca să înțelegem exact riscurile care pândesc România în momentul de față. Această carte ar trebui să fie citită și de către hăbăucii, că eu nu le neg patriotismul, or fi patrioți și or iubi țara, hăbăucii inculți care susțin mișcarea rusofilă AUR.
Am mai prezentat pasaje din carte, astăzi vreau să vă spun adevărul despre dictatura lui Vladimir Putin. Cea care și-a pus minciuni aici și fotografii nesimțite cu copii pentru a justifica genocidul din Ucraina. O minciună și o propagandă, știți că ei susțin că denazifică Ucraina. Ucraina fiind condusă de un președinte, Volodymyr Zelensky, de etnie evreu, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Un erou. Gary Kasparov descrie realitatea din Rusia. Așa cum scriam în iulie 2007 în Wall Street Journal, dacă dorești cu adevărat să înțelegi în profunzime regimul lui Putin, e suficient să intri într-o librărie. Nu pentru a cumpăra lucrările lui Karl Marx sau a lui Adam Smith. Nu trebuie nimic nici din Montesquieu sau Machiavelli, deși autorul pe care îl cauți e tot de origine italiană. Treci deocamdată peste doctrina fascistă a lui Mussolini, deși o să revii la ea mai târziu, și peste întreaga secțiune de științe politice. Mergi direct la raionul de ficțiune și cumpără tot ce găsești despre Mario Puzo. Mario Puzo este un autor de romane despre mafia italiană, despre mafie, despre Camorra, da? Trilogia Nașul, știți că s-au făcut și filme după romanele lui Mario Puzo, celebra trilogie Nașul, este și film, da? Este un punct bun de start, dar nu uita Ultimul Don, Omerta și Sicilianul. Ascensiunea lui Vladimir Putin și a clanului său din Sankt Petersburg a fost descrisă drept machiavelică, dar este mai bine subliniată dacă o compari cu fără de legile lui Don Vito, Corleone, rețeaua de trădări, secretomania și liniile estompate dintre ceea ce înseamnă afaceri, guvernare și infracțiune. Oamenii care stau la semafor strigă criminalilor către ambasada Rusiei. Toate se regăsesc în cărțile lui Mario Puzo. Un istoric care ar studia Kremlinul în anul 2007 ar desluși aici elemente din statul corporatist al lui Mussolini, din jurnalele latinoamericane și din mașinăria pseudo-democratică a Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic, făcut de traficanții de droguri din Mexic. Un fan al lui Puzo ar vedea în guvernul lui Putin mult mai clar o ierarhie strictă, estrocare de bani, intimidare, imaginea unui tip dur, o lungă rețea de morți convenabile în rândurile principalilor critici, eliminarea trădătorilor, codul secretomaniei și al loialității și, mai presus de toate, obligația de a asigura fluxul neîngrădit al profiturilor. Cu alte cuvinte, o mafie! O mafie! Din 2015, multiplu campion la șah, Gary Kasparov, explică în această carte Vine iarna, uitați-vă că a venit iarna și la noi, explică faptul că Rusia nu este o țară, este o mafie condusă de un mafiot șef, Vladimir Vladimirovici Adolf Putin, un individ care acum invadează o țară cu 40 de milioane de suflete, comite genocid și amenință planeta întreagă cu bomba atomică, practică terorism de stat, oameni buni. O mafie din 2015. Câtă vreme ești loial lui Capo, șefului mafiei, Putin, el te va proteja. Dacă însă cineva din cercul de putere al acestuia se ridică împotriva lui, își semnează condamnarea la moarte. Imediat ce Mihail Hodorovski, cel mai bogat om din Rusia, a dorit să conducă Yukos, compania sa petrolieră, ca pe o corporație legitimă și nu ca pe o altă filială a concernului KGB a lui Putin, el s-a trezit aruncat într-o închisoare siberiană cu compania destrămată și jefuită, iar piesele ei absorbite de aparatul mafiot de stat, Rosneft și Gazprom. Companiile private au fost înghițite de stat în vreme ce concomitent bunurile companiilor de stat se mutau în conturi particulare. Puterea statului și cea a corporațiilor s-au contopit, producându-se astfel o perversă combinație între viziunile lui Adam Smith și Karl Marx, în care profiturile erau privatizate, iar cheltuielile erau naționalizate. Alexander Liftinenko, un fost agent KGB care a încălcat codul loialității, fugind în Marea Britanie, mai grav, nu a respectat nici omerta impusă de autoritățile ruse, făcând declarații presei
mă scuzați, trebuie să vorbesc tare. E o stradă aici, Bulevardul Kiselev, cu patru benzi pe sens. Cel puțin eu zgomotul de fond îl aud foarte puternic și încerc să-l acopăr. Nu știu microfonul ăsta cum ia sunetul, că e un microfon nou. Sper să auziți ceea ce spun, de aia vorbesc așa mai tare și mă mai doare gâtul, mai tușesc din când în când. În loc să fie pedepsit, mai grav, Alexander Litvinenko nu a respectat nicio omertă impusă de autoritățile ruse, făcând declarații presei și chiar scriind cărți despre faptele murdare ale lui Putin și ale ciracilor săi. În loc să fie pedepsit în demodatul stil mafiot descris în Nașul, în octombrie 2006 el a fost ucis la Londra, în urma primului caz de terorism nuclear înregistrat vreodată, l-a otrăvit cu poloniu. Putin a refuzat să-l predea pe principalul suspect de crimă și în cele din urmă Marea Britanie a clasat cazul. Doar spre a redeschide în 2014, când invadarea Ucrainei de către Putin i-a convins în sfârșit pe britanici că dialogul cu regimul lui nu mai era posibil. Tot atunci, în 2017, dacă nu mă înșel, un senator american a spus că Rusia este o benzinărie condusă de un dictator dement, cu care țările civilizate n-ar trebui să discute. Iată că astăzi, peste destul de mulți ani, în 2022, când Putin a început să comită genocidul din Ucraina, lumea civilizată a ajuns la această concluzie. Gary Kasparov din 2015 avertizează în această carte cu privire la demența lui Putin, cu privire la comportamentul și atitudinea lui de dictator nebun, cu privire la faptul că Rusia a devenit o dictatură chiar mai oribilă și mai puțin democratică decât Uniunea Sovietică. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, dragi prieteni, și o să vă explic și de ce este grav că jandarmeria română apără minciunile acestui dictator dement care comite genocid în acest moment în Europa. Să vă explic cum e cu jandarmeria română și cât de vulnerabilă este țara noastră în fața acțiunilor agresive ale Rusiei care au loc de ani de zile, care s-au materializat în politica românească prin gruparea extremistă rusofilă AUR. Vă mai zic însă un pasaj relevant din cartea lui Gary Kasparov pe care vă recomand, dragi prieteni, puteți să o comandați online. Timp de 6 ani de la alegerea lui Putin până în momentul asasinării lui Litvinenko, Occidentul a încercat să trateze Kremlinul cu înțelegere și cuvinte amiabile. Occidentalii credeau că i-ar putea integra pe Putin și banda acestuia în sistemul lumii libere, de comerț legal și diplomație onestă. În schimb, s-a întâmplat exact opusul. Opusul care are ca apogeu astăzi genocidul criminal, oameni buni, din Ucraina. 40 de milioane de suflete pe care Putin vrea să le ucidă sau să le alunge din țara lor pentru simplu motiv că oamenii aceștia își doresc să trăiască liber într-o democrație alături de națiunile europene. Pentru că și-au ales democratic și liber niște lideri politici pe care i-au ales pentru a-i duce în rândurile democrațiilor civilizate. Și sunt bombardați, sunt uciși, țara le este demolată, oameni buni, de către această armată invadatoare care de 14 zile comite genocid, încercând să justifice acest genocid cu niște minciuni ordinare nesimțite puse de ambasadorul Federației Ruse, un individ care trebuia expulzat din această țară, puse aici pe gardul ambasadei. Și jandarmeria română apără aceste minciuni nesimțite prin care Putin încearcă să justifice genocidul pe banii mei și ai tăi. O să vă explic de ce, oameni buni, este foarte, foarte grav. În schimb, s-a întâmplat exact opusul, spune Gary Kasparov. Putin și banda acestuia în sistem, Kremlinul, nu și-a modificat standardele, ci le-a impus asupra lumii exterioare. Mafia corupe orice atinge. Trocul cu drepturile omului a început să le pară acceptabil occidentalilor. Și ca un avantaj în plus, Putin și ciracii lui au primit ștampila legalității din partea liderilor și a oamenilor de afaceri occidentali, făcându-i complici la crimele lor. Dragi prieteni, nu este niciun motiv de ordine publică sau de orice altă natură pentru ca jandarmeria, în loc să păzească o școală, că tot plătește contribuabilul român salariile acestor domni care se și pensionează de vreme, cine știe, poate cu acest conflict îi ia și pe NATO să apere țara, dacă tot au salarii speciale și pensii speciale, să-și îndeplinească, să-și merite banii ăștia. Nu este niciun motiv pentru care jandarmeria română să apere minciunile lui Putin
minciunile prin care Putin încearcă să justifice genocidul, operațiunea dementă de distrugere a unui popor, poporului ucrainean. Faptul că jandarmeria română, așa cum l-ați auzit pe acel jandarm că a spus astea sunt ordinele, apără ambasada Rusiei, denotă cât de grav este infiltrat statul român, cât de grav sunt infiltrate instituții fundamentale din sistemul de ordine publică cu oameni ai Rusiei. Și este foarte important, din această perspectivă, îl evoc încă o dată, dragi prieteni, pentru că este important, este esențial, rolul jucat de Ion Iliescu în 1990. În anii 90, când Ion Iliescu a pus în practică, sistematic, organizat, o agendă stabilită aici, la ambasada URSS-ului, la vremea respectivă, împreună cu Evgeni Teajelnikov, ambasadorul URSS din România. În acea perioadă, Ion Iliescu fusese trimis de către Moscova să-l asasineze pe Nicolae Ceaușescu și să îndepărteze din instituțiile statului pe toți oamenii care nu erau trădători de țară și nu erau de acord cu alipirea României la interesele Moscovei. Numai două minuni, mulțumesc foarte, mersi mult, numai două minuni au făcut, dragi prieteni, ca noi să fim liberi astăzi, să fim în Uniunea Europeană, eu să pot să fiu aici să vă spun aceste lucruri. Prima minune a fost căderea Uniunii Sovietice. Când tovarășul Iliescu, care era cu Uniunea Sovietică în suflet, sănătate, s-a văzut copil fără mamă și fără tată. A doua minune a fost momentul în care Occidentul, încă nu știm cum, a reușit să convingă Rusia să accepte extinderea NATO și a Uniunii Europene. Și a fost perioada Convenției Democrate a președintelui Emil Constantinescu, când s-a produs prima răsturnare politică de putere și Iliescu și PSD-ul au pierdut puterea în România prin alegeri, când s-a făcut un lobby extraordinar, oameni buni, împreună cu Casa Regală, și România a putut să intre în NATO și în Uniunea Europeană datorită acelui lobby. După aceea s-au întâmplat lucrurile pe care Garry Kasparov le descrie în cartea lui. Și anume, Rusia a fost preluată de către acest dement, locotenent colonel KGB, cel mai infect serviciu dintre toate serviciile secrete din istoria serviciilor secrete, fost serviciu sovietic, care încet, încet a început să instaureze în Rusia o dictatură, oameni buni. Și dacă veți citi cartea lui Garry Kasparov, care este campion mondial la șah, acel Garry Kasparov, pe care îl cunoaștem toți în România, pentru că are niște performanțe pentru care este respectat, inclusiv în România, și foarte mulți români îl cunosc, despre el este vorba, oameni buni. Dacă urmăriți această carte, veți vedea că Putin a instalat la Moscova o dictatură chiar mai dură decât cea sovietică. Deciziile nu se mai iau, deci în perioada sovietică, ca să înțelegeți despre ce vorbim, deciziile se luau mai democratic decât în Rusia lui Putin, unde oricine se opune regimului este întemnițat sau chiar asasinat. Ca să înțelegeți cât de criminal este acest individ, veți vedea în cartea scrisă de Garry Kasparov cum descrie cum a organizat acest individ cu FSB-ul, serviciu secret, urmașul KGB-ului, atentate în blocuri de civili, a aruncat în aer civili ca să vină el ca salvator și să-l boteze lumea. Veți vedea cum a asasinat inclusiv jurnaliști. Jurnalista Ana Politovskaya a fost asasinată de ziua lui Putin. A fost un cadou făcut lui Putin, opozanți politici, oameni buni. Și acest regim criminal, după momentul invaziei Ucrainei, prima invazie a Crimeei, când Rusia a anexat în mod ilegal, abuziv, Crimeea, a declanșat operațiuni mult mai agresive, hibride de propagandă, inclusiv în România. Din acest motiv ne-am pricopsit cu gruparea rusofilă AUR, din acest motiv pe perioada pandemiei au avut loc toate acele acțiuni de sabotare a efortului societății de a combate pandemia. Toate acele acțiuni protejate de către jandarmeria română. De ce? Pentru că toți prietenii Moscovei din fosta securitate s-au reeșapat în jandarmeria română și acum sunt șefi în jandarmerie din același motiv. Puțin mai încolo este sediul PSD. În 2017,
Eu eram ridicat cu stâlp cu tot, fără să fac nimic. Filmam un comentariu, cum filmez acum. Cu stâlp cu tot, m-au ridicat jandarmii și m-au dus, m-au ținut ilegal la secția de poliție. Astăzi, citind cartea lui Gary Kasparov, am avut o surpriză, oameni buni. El descrie, pentru că el s-a implicat și în politică, descrie cum a fost arestat ilegal. Sigur, a suferit consecințe mult mai grave, a stat 5 ani în închisoare de către miliția lui Putin. Și a fost ridicat de la un protest pe care nu l-a organizat el. S-a dus pe acolo să dea niște declarații presei, fără să facă nimic. Și mi-a adus aminte exact de comportamentul jandarmeriei române, care la vremea respectivă era în subordinea secretarei Carmen Dan, secretara actualului infractor Liviu Nicolae Dragnea, cel care organiza referendumul pentru familia tradițională de ziua lui Putin, oameni buni. Aceea jandarmerie română, din același motiv pentru care atunci îl servea cu zel pe infractorul Dragnea, astăzi păzește, dragi prieteni, minciunile dictatorului criminal Vladimir Putin. Și aici mai de aproape, dragi prieteni, vedeți minciunile lui Putin pe care le păzește jandarmeria română, da? Aici cu dispozitiv, cu dubă. Nu cumva cineva să facă rău minciunilor lui Putin, da? Că le ia duba jandarmeriei. Vedeți? Cu dubă, cu personal aici, cu Direcția Generală de Jandarmerie a Municipiului București, vedeți? Păzesc minciunile lui Putin. Ca să înțelegeți, oameni buni, nu vă imaginați cât de grav este faptul că sistemul de ordine publică din România și foarte multe instituții de stat sunt îmbâxite cu prietenii ai Moscovei. Pentru că nu s-a făcut lustrație, pentru că Ion Iliescu a reeșapat fosta securitate ceaușistă în instituții de ordine publică, cum este jandarmeria română. La momentul accesului României în NATO și în Uniunea Europeană, mai ales la momentul accesului României în NATO, pentru că NATO este o alianță militară, în acel moment serviciile de siguranță națională și armata română au mai fost curățate. Dar această instituție, jandarmeria, a rămas, oameni buni, aproape la fel de fesenisto rusofilă cum a setat-o Ion Iliescu în 1990. Și lucru cel mai grav, dragi prieteni, este că avem din această instituție un șef al unui serviciu secret, serviciu de protecție și pază, tovarășul securist Pahonțu, îl avem în funcție în momentul de față, oameni buni, în momentul de față, ca să înțelegeți cât de gravă este situația. Și acolo îl vedeți pe dementul Vladimir Putin, dictatorul sângeros, autorul genocidului din Ucraina. Genocid pe care ambasada Rusiei încearcă să-l justifice cu aceste minciuni. Minciuni plasate la stradă, minciuni păzite, oameni buni, vă dați seama de râsul lumii. Cred că suntem singura țară NATO în care forțele de ordine publică militare, că jandarmeria e militară, asta este altă aberație nedemocratică, în care forțe militare păzesc minciunile lui Putin, oameni buni. Vă dați seama? Vă place să păziți minciunile lui Putin? Vă place să păziți minciunile prin care Putin își justifică genocidul? Nu vă e rușine așa seara când mergeți acasă și vă uitați în oglindă că păziți minciunile lui Putin? Nu vă e rușine? Nu vă e rușine, jandarmeria română, cum nu v-a fost rușine când ați bătut în 10 august 250.000 de oameni? Haideți să-i vedem, dragi prieteni, pe cei care păzesc minciunile lui Putin. Sănătate! Hello. Nu merge, e greu să păziți minciunile lui Putin? E dificilă misiunea? E dificilă misiunea de paza minciunilor lui Putin? Putem de misiune. Cum? Putem. Puteți? Vă păziți minciunile? Da. N-ați avut incidente? Da. Asta este, dragi prieteni, jandarmeria română.
inutil să vă spun cine e Jandarmeria Română. Pe canalul meu de YouTube găsiți un playlist Jandarmeria apără hoția. Găsiți acolo vreo 300 de materiale video cu abuzuri comise de Jandarmeria Română pentru regimul partidul PSN, PDSR, PSD și infractorul Dragnea. Și astăzi nu întâmplător această instituție păzește la ambasada Federației Ruse minciunile lui Putin. Pe banii noștri, bineînțeles, dragi prieteni. Și pe salarii mult mai mari decât salariile unor profesori. Asta e. Servesc politicienii și politicienii au răsplătit. Nu vă imaginați, oameni buni, cât de rușinos este că statul român face așa ceva, face această, creează această stare de fapt. Da? În final, dragi prieteni, sigur, Federația Rusă are dreptul să-și agațe pe gard orice prostie vrea ea. Poate să pună orice pe gardul Federației Rusă. E dreptul lor, asta este democrație. Da, dar faptul că jandarmeria a instalat un dispozitiv de pază aici, uitați-vă și dumneavoastră, total inutil. Total aiurea. Stau jandarmii ăștia ca proști aici în frică, ca să ce? Ca să ce? Ca să nu deranjeze cineva minciunile lui Putin, oameni buni. Asta este absolut incredibil. Probabil că suntem singura, nu probabil, cu siguranță, suntem singura țară membră NATO în care autoritățile statului expun un asemenea monument de slugărnicie, da? De slugărnicie față de Rusia, față de dictatura lui Putin. Despre asta este vorba, oameni buni. Aici, vedeți, aici nu este un dispozitiv de pază și de ordine publică, aici este o demonstrație de slugărnicie și de pupincurism a șefilor jandarmeriei române la adresa dictaturii criminale a lui Vladimir Putin, care comite în momentul de față genocid în Ucraina. Da? Șefii jandarmeriei române probabil că sunt de acord cu acest genocid. Probabil că în creierul lor de fost securiști, fesenisto-pedeseriști, e în regulă ce face Putin. Și probabil că de aia și-au trimis soldăței să păzească minciunile dictatorului dement de la Kremlin. Ăștia păzesc și colțul străzii și piața regelui. Ca să înțelegeți nivelul de slugărnicie cu care jandarmeria română păzește minciunile lui Putin. Propagandei dictaturii lui Putin prin care încearcă să justifice genocidul. A, uitați-vă ce dispozitiv de pază. Ambasada Canadei, nimic. Ambasada Canadei este lângă ambasada Rusiei, nu vedeți niciun dispozitiv de pază, nimic. Nimic. Vedeți? Clădire ca oricare alta. E, dar când e vorba de Federația Rusă și de minciunile lui Putin, da, uitați-vă jandarmeria cum îi păzește. Nu? Da, uitați-vă ce pază au instalat aici. Total inutil. Cum păzește jandarmeria română minciunile lui Putin.
Вот идите, она там может греться, дети, и чай, кофе. И там есть и переводчики, и заказы. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Вам спасибо, во-первых, за помощь. А, да. Списки с утра начинают. Ладно, вы же...